găsi, dragi telespectatori. Ei bine, pentru că fiecare casă are nevoie de o bunică, de această dată m-am gândit că bunica este cea cu părul de argint și aur în inimă. Subiectul acesta nu-l puteam aborda cu orice invitat, pentru că fiecare discuție a noastră din cadrul emisiunii are un scop sau o lecție de viață. Așa că Marius Cătălin Stoica este astăzi în platoul emisiunii pentru a ne vorbi de povestea copilăriei, despre viața pe care a avut-o, despre copilăria de neuitat și dragostea inconfundabilă pe care bunica i-a purtat-o și, desigur, și el dânsei. Bine te-am găsit! Să rămână la Vinia, bine te-am găsit și eu. Dăm voie înainte să începem această discuție, zic așa, salut și pe cei de acasă, pe cei care ne privesc. Știu că sunt un număr foarte mare, pentru că emisiunea ta este foarte reușită și mai avut și eu între cunoștințe că într-adevăr urmăresc această emisiune și te felicit pentru ceea ce faci și pe domnul Cosmin Alexandru Man îl salut acum și îi mulțumesc că mi-a oferit ocazia să fiu aici alături de voi. Mulțumim din suflet, Marius, pentru aceste vorbe înălțătoare. Îți spun și eu la mulți ani, noul an. Sărut mâna la fel și așa este, ne bucurăm de succes, dar asta și datorită întregii echipe pe care o avem aici, familia Etno TV. Exact. În primul rând, aș mai adăuga că și poveștile voastre sunt factorul principal al succesului care ne-a acaparat, să spun așa. Măi, într-adevăr, ai foarte mare dreptate. Noi suntem creatorii propriei noastre povești, să spun așa. Noi ne creăm propriile povești și fiecare plecăm în viață cu o poveste. Pentru că tot ai spus de creator, știm cu toții, iar tu ești omul potrivit la locul potrivit în abordarea acestui subiect despre credință și Dumnezeu. Ai spus puțin mai devreme despre creator. Am auzit foarte des spunându-se, noi suntem mici creatori, pentru că acest har îl avem de la Dumnezeu. Exact. Este adevărat? Da, este foarte adevărat, deoarece noi ne asemănăm lui Dumnezeu. Asta e și esența vieții noastre, pentru că noi ne naștem și tot timpul până, bineînțeles, până trecem în cealaltă parte a vieții, pentru că noi, chiar dacă părăsim acest pământ, mergem acolo unde spunem noi rai, dar de fapt este o împlinire pentru noi și noi căutăm să ne scriem încă de la bun început povestea noastră frumoasă, să o facem cât mai frumoasă și să ajungem să fim asemenea Creatorului, adică asemenea lui Dumnezeu. Cu toții suntem păcătoși, să spun așa, însă e bine să ne asumăm greșelile pe care le facem și să le îndreptăm cumva. Să știi că ai foarte mare dreptate și eu sunt un om care am greșit, greșesc în continuare, toată viața greșim, dar important este să învățăm din greșelile astea. Important este să facem ceva ca noi să îndreptăm oarecum viața noastră. Eu sunt un om care, într-adevăr, am greșit și eu la timpul meu, am și dezamăgit oameni, i-am făcut și fericiți, dar important este că am învățat ceva din aceste greșeli. Asta e cel mai important, să știi. Viața. Ai un glas blând, un suflet blând și pentru că vorbeai puțin mai devreme despre povești frumoase, aș vrea să te întreb mai întâi de toate de copilăria ta, pentru că tu ai ajuns să fii crescut de bunica ta de la vârsta de 2 ani. Pe mine povestea m-a copleșit emoțional, dacă vrei, și aș vrea să împărtășești celor de acasă, fără bariere și cu sinceritatea cu care ne-ai obișnuit, toate astea. Da, dăm voie, dacă tu ai spus de sinceritate, recunosc că ăsta este un subiect pe care nu l-am abordat cu nimeni. N-am avut curajul să mă destăinui nimeni, nimănui, îmi cer scuze. Doar mici frânturi, dar totuși, astăzi, dacă purtăm această discuție, într-adevăr, am avut o copilărie foarte frumoasă, cu toate că ceva din viața mea a lipsit, și anume acea persoană care se numește mama. Mama, cum știm foarte bine, și tu ești mamă și te apreciez pentru ceea ce faci, Lavinia. Te felicit pentru cei doi copilași. Mulțumesc! Dar presupun, cu siguranță, mama este stâlpul care ne dă lumină în viață, să zic așa. Înțelegi? Este acea energie pe care o captăm și plecăm cu ea în viață. Ei bine, mie nu pot să zic că, într-adevăr, mi-a lipsit acea ființă mama. Dar recunosc și o spun cu toată sinceritatea și nu vreau să simtă nimeni lezat de lucrul ăsta. Bunica chiar a substituit cum trebuie lucrurile astea. Bunica chiar mi-a oferit totul. Bunica a fost lângă mine în cele mai importante momente ale vieții mele, m-a susținut cum a știut ea mai bine și știu că acolo unde este acum, știu că e mândră de mine, știi? Întotdeauna eu am cântat în biserică de la 5 ani. Recitam Psalmul 50. Știm foarte bine. Pentru că dumneai te-a dus în biserică. Da, dumneai m-a dus în biserică. Era o persoană
credincioasă, nu habotnică, dar era o persoană credincioasă care la slujbele importante, duminici când putea, pentru că, vă dați seama, era o singură femeie în casă, la doi bărbați, eu și cu tatăl meu. Tatăl meu, fiind profesor, 47 de ani a slujit acestei școli din localitatea în care m-am născut, Chiselet, și a fost singura care a fost și mamă și tată. Mă uit la tine și vorbești cu ochii în lacrimi despre mine. Da. Da, întotdeauna o să vorbesc cu lacrimi în ochi, pentru că a fost o legătură mult prea strânsă între noi. A fost o legătură pe care nu pot să o descriu în cuvinte, să spun așa. Nu am cum, nu mi-am găsit încă cuvintele, nici măcar acum, când au trecut 2 ani de la trecerea ei în neființă. Da, a trecut o perioadă destul de grea și știu că a fost cea mai grea încercare pentru tine, pierderea dumnei. Da, a fost cea mai grea încercare pentru mine, pentru că mi-am pierdut, oarecum să zic, busola, între ghilimele. A fost omul, cum am și spus, omul care m-a luat de mânuță încă de mic, omul care m-a învățat absolut totul, omul care m-a sprijinit și la bine, dar și la greu, a fost acolo pentru că, cum am spus și mai devreme, suntem oameni și facem greșeli. N-am fost un copil model, nu pot să spun că am fost un copil bun, nu știu dacă putem să spunem că există copii buni. Toți facem năzbâtii, toți facem mici prostioare, să zic așa, dar sunt ale copilăriei valuri. Și bunica a fost genul de om care niciodată nu pot să zic că m-a atins măcar cu palmă. Știi, aș vrea să înțeleagă cei de acasă de ce vorbește atât de mult despre bunica ta, de ce a ajuns să te crească dumnea ei. Ai spus puțin mai devreme că ți-a lipsit cel mai important om din viață, mama, însă dumnea ei a înlocuit. Pentru că părinții tăi au divorțat când tu erai foarte mic. Da. De ce a renunțat mama ta la custodia ta? Crede-mă că niciodată n-am abordat subiectul ăsta cu tatăl meu. A fost un subiect tabu, să zic așa, pentru noi. Nu l-am întrebat. Dar tatăl meu pentru mine este un jertfelnic în viață. Știi, noi în biserică avem ucenici pe care îi cinstim zi de zi. Tatăl meu pentru mine a fost într-adevăr un ucenic care s-a jertfit. Gândește să stai 28 de ani necăsătorit, să faci același lucru zi de zi, să mergi la școală la ora 7 dimineața, să vii la ora 7 seara, din mâinile tale să iasă atâtea generații, atâția copii care acum, bineînțeles, sunt oameni deștepți, oameni care sunt în societate, sunt la un prag înalt. Dar tatăl meu pentru mine întotdeauna a fost și modelul meu, să zic așa, de jertfelnicie, pentru că l-am văzut că nu vrea să plece de lângă mine și vrea să mă susțină în tot ceea ce face el. Să-mi fie și mamă, să-mi fie și tată. Și a reușit cu brio. Și de la 2 ani ai mai văzut-o pe mama ta? De la 2 ani am mai văzut-o pe mama mea o dată la 18 ani. Deci timp de 16 ani, ca da, să pot să înțeleg și eu și timp de 16 ani nu a fost prezent în viața ta. Nu. Probabil a fost sufletește, să zic așa. Dar vorbeai cu dumnei la telefon? Nu. Niciodată nu spunea că își dorește să te viziteze? Niciodată. Eu consider că, nu știu, nu sunt mamă, sunt tată doar. Dar ca mamă presupun și, uite, aici poți să mă ajuți tu. Ca mamă nu știu cum nu poți. Nu o judec acum. Atenție, niciodată mamei mele îi mulțumesc că mi-a dat viața în primul rând. Dar niciodată nu o să o judec. Dar pur și simplu, întotdeauna încerc să mă gândesc cum poate o mamă să plece de lângă copilul ei. Sau nu neapărat să plece, că sunt diferite motive. Dar cred că mama mea la acel moment nu avea un motiv, tatăl meu fiind un om foarte blând. Nu l-am văzut niciodată supărându-se, nu l-am văzut niciodată certându-se cu nimeni. Un om care, într-adevăr, ca noi, ca fiecare dintre noi, nu suntem perfecți, să știi. Dar n-ai simțit niciodată teama aceasta sau sentimentul acela de abandon? Nu, nu l-am simțit. Dar te-ai simțit vreodată vinovat? Nu, nu m-am simțit vinovat. Pentru că, așa cum eu nu am încercat să aflu care a fost motivul dintre ei, pentru care s-au despărțit, bineînțeles, este un subiect care cred că ține de intimitatea lor. Și eu nu am vrut niciodată să intru în intimitatea asta lor, adică să încerc să descopăr. Crede-mă, eu stau aproape zilnic cu tatăl meu, dar niciodată nu l-am întrebat. Și crezi că nu ți-ar fi dat un răspuns sau nu ai fost tu suficient de curios și interesat să afli motivul? Pentru că eu te ascult în calitate de mamă, de coleg, exact, de prieten, dacă vrei, și îți mulțumesc că te desenei astăzi. Eu îți mulțumesc foarte mult. Dar
Nu aș vrea să fiu foarte rea sau radicală în ceea ce spun, însă nu pot înțelege. Sunt câteva zile pe care copiii mei poate le lipsesc de acasă în vacanță la bunici sau aleg să petreacă timpul. Exact. Și simt că nu pot să trăiesc fără ei. Da, exact. E, uite, ăsta este un răspuns pe care tu indirect mi l-ai dat. Deci ăsta este un răspuns pe care tu indirect mi l-ai dat. Nici eu n-am putut să înțeleg lucrul ăsta, cu toate că vedeam, am crescut cu o mulțime de copii pe lângă mine, copii care îi vedeam cum fug către mama lor, cum se duc, cum... Adică era o bucurie pe care mie, sincer să fiu, nu mi-a lipsit. Dar nici nu vedeam, nu știu, ca ceva care... ceva foarte, foarte grav. Nu, pentru că, în schimb, eu aveam pe cineva acasă. Știi, care absolut în tot ceea ce a făcut a reușit să suplinească, fără doar și poate, persoana aceea care se numește mama. Și care... Încă o dată îți repet, nu mi-a lipsit. Nu mi-a lipsit absolut deloc. Probabil și că bunica a știut să-și facă foarte bine treaba ei de mamă. Și mamă și bunică. Nu știu dacă, oricum, este greu de înțeles și cu siguranță înțeleg doar cei care au trecut prin subiectul ăsta. Probabil alte persoane judecă părinții. Dar eu n-am fost în cazul ăsta. Nici la ora actuală eu nu port ură mamei mele. Nu am cum să-i port. Îi mulțumesc, ți-am spus că mi-a dat viață. M-a adus pe lumea asta, este, consider ca și femeie, să dai naștere unei ființe, este o binecuvântare. La vârsta de 18 ani, la vârsta majoratului, dumneai te-a căutat, să spun așa, a venit, da, și ți-a dăruit un telefon. Da, pentru mine a fost egal cu zero. Adică n-am avut simțământul ăla să zic, băi, mama, știi? După 16 ani, da, s-o revezi să vină să-ți dăruiască, da, un cadou. Și uite că n-ai fost genul de copil, nu, care, nu, te-ai lăsat, între ghilimele, cumpărat de un gest. Niciodată. Care poate nesemnificativ. Niciodată. La vinia și n-am fost genul de om care în viața mea să fac un compromis, știi? Adică și mai ales cu oamenii. Cu oamenii nu poți să faci compromisuri, nu poți să cumperi oamenii. Poate cumperi ceva pe moment, dar oamenii niciodată nu poți să-i cumperi. Și iar eu, când am văzut-o, nu știu, n-am avut simțământul ăla, băi, mama, știi? Băi, uite, într-adevăr, e mama. Nu. Eu, oricum, dacă mă întâlnesc cu ea, sau dacă de câte ori m-am mai întâlnit cu ea, mai mult de doamnă nu puteam să mă adresez. Nu aveam, în sufletul meu, nu simțeam să spun. S-am spus, nu o compătim, nu o învinovățesc cu absolut nimic. Dar nu pot. Nu pot mai mult. Pentru mine, mamă, mami, măicuță, a fost bunica mea. Dar de la vârsta de 18 ani până în prezent, ai mai vorbit cu dumnea ei? V-ați mai văzut? A încercat să mă caute de câteva ori, dar tot ceva, adică n-am simțit atracția aia și nu era cu compatibilitate, să zic așa. Niciodată nu ți-a cerut iertare sau niciodată nu ți-a spus, Marius, motivul pentru care eu n-am fost lângă tine a fost că... Nu. Și nici tu n-ai întrebat? Nu, nici eu n-am întrebat-o. Nu mă interesează, sincer. Nu mă interesează. Până la 31 de ani nu m-a interesat la Vinia, acum nu are cum să mă intereseze. Eu, din tot sufletul meu, ți-am spus, îi urez să fie sănătoasă, are calea ei, fiecare dintre noi. Am făcut teologia, am studiat teologia. Fiecare, eu personal, și e doar părerea mea, consider că în lumea asta avem o cale. Ea a avut calea ei. Acum, cel care este în măsură să judece acest lucru este numai Dumnezeu. Eu nu pot. Noi nu putem ca și oameni să judecăm. Și știi, și nu avem acest drept. Nu, și nu avem dreptul ăsta. Și să-ți mai spun ceva. Noi ca oameni ne mai mințim între noi. Ne mai păcălim, mai încercăm să ne mai fentăm unul pe altul. Între ghilimele vorbesc. Dar să știi că pe Dumnezeu nu putem să-L păcălim. El știe exact și ce gândim și ce simțim. Exact. Fiecare, adică Dumnezeu știe întotdeauna ce e în sufletul nostru. Și eu îi mulțumesc că, bineînțeles, nu pot iubi un om mai mult decât îl iubesc pe Dumnezeu. Niciodată. Dar dacă sunt trei ființe care mi-au marcat viața. Bunica mea, tatăl meu și, din fericire pentru mine, un om care pot să spun că a făcut totul pentru mine și mi-a oferit totul, este înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care pentru mine este ca un tată adoptiv. Și uneori stau și mă întreb și seara, fiecare avem un moment al nostru, știi? De ce a trebuit să am eu binecuvântarea asta? Eu o iau ca pe o binecuvântare. Dar nici nu trebuie să te mai întreb de ce, pentru că cu siguranță a venit cu scop în viața ta, da, și poate să înlocuiască ceea ce a fost luat ca și drept de copil. Cu siguranță. M-am gândit și la situația asta că poate așa vrea Dumnezeu. Și nu că poate așa. Cu siguranță așa vrea Dumnezeu. Și uite, vezi, eu sunt un om care, când un om mă ajută, sunt dator moral
poate nu acum, poate nu peste o lună, dar cândva sunt dator și cred eu că și pe dânsul am reușit într-o oarecare măsură să-l fac mândru de mine, știi? Adică oriunde m-a trimis, orice m-a pus să fac, am făcut cu brio. Și pentru asta, ți-am spus, sunt trei persoane cărora le mulțumesc. Dânsul, bunica mea și tatăl meu. Și bineînțeles, și oamenilor pe care vreau sau vrând, nevrând, au ieșit în calea mea și care, la un moment dat, au avut acolo, nu știu, o cărămidă de pus la ascensiunea mea, să zic. Cât de frumos că ești și înțelept, da, și știi să le privești ca pe niște binecuvântări. Marius, în urmă cu 2 ani a fost marea pierdere a vieții tale, chiar dacă puțin mai devreme ai menționat că a fost cea care te-a marcat plăcut în această viață, bunica ta. Da. Ai suferit atunci o traumă, ai avut o pierdere foarte mare în care cu siguranță ai simțit că e maturizarea ta la vremea aceea, pentru că nu te-ai mai simțit poate copil sufletește, nemai având-o în viața ta pe bunica, la cea care te-a crescut. Dă-mi voie, te rog frumos, să fac o legătură, deci vorbim de maturizare, că m-ai întrebat de maturizare, răspund că eu m-am maturizat foarte devreme. Eu am plecat la liceu la 14 ani și la liceu trebuia să stau în cămin, în internat, da? Noi, fiind cu regim teologic, trebuia să stăm la internat, adică nu puteam să plecăm când vrem noi, să venim când vrem noi și oarecum i-a fost foarte grea despărțirea asta și o să spun ceva ce doar cei foarte apropiați. Vreau să spun că atunci când am plecat prima oară la seminar, am mers cu inima îndoită. De ce? Pentru că pentru mine era un mediu străin, eu trebuia să plec din casa mea, având o copilărie foarte frumoasă, nu mi-a lipsit absolut nimic, cum ți-am spus. Nu mă refer, aici nu ne referim la partea financiară, mă refer la tot ceea ce înseamnă o familie. Educație, timp petrecut împreună. Și la timpul petrecut împreună gândește că noi nu, adică bunica mea era o literă de lege în casă. Noi nu mâncam separat, niciodată. Deci în orice zi, chiar dacă tatăl meu la școală mai întârzia, noi nu mâncam unul fără celălalt. Niciodată. Și când am plecat la liceu, că aici vreau să spun și maturizare, a fost o chestie foarte comică, așa să zic. Eu n-am vrut să mai stau la internet. N-am vrut să mai stau, zic, plec acasă. Eu fără taică nu stau. Nu stau. Și tatăl meu era nevoit ca în fiecare vineri, când termina orele, să vină la internat la mine să stea cu mine. Vineri, sâmbătă și duminică seara pleca. Și dă-ți seama că ăsta a fost începutul meu, practic a reușit oarecum și nu faptul că stătea cu mine, dar să-l știu în camera acolo și când veneam de undeva, de unde veneam din oraș, că mai așa am colegii, să-l văd acolo, știi? Era așa, asta a fost o întâmplare comică care și acum de care și acum ne amintim și râdem de ea, știi? Bun, iar într-adevăr, maturizarea pentru mine a însemnat moartea bunicii mele. De ce? Pentru că a fost o etapă când trebuia să merg cu dânsa, bineînțeles, să vedem, este boala asta a secolului, știi, cancerul, care, să zic așa, suntem neputincioși. Doar că fiecare boală pe care o ducem sau fiecare lucru care ne amărăște, să o luăm ca pe o cruce de la Dumnezeu. Eu așa am luat-o. Doar că această cruce pentru mine a fost foarte grea și gândește că a fost atât de grea încât eu nu puteam să merg cu bunica mea la spital. Nu puteam. Se duceau prietenii mei, se ducea apropiații mei, dar eu nu puteam să merg. Nu puteam, nu desufletește și moral, nu eram pregătit să văd bunica că suferă. Niciodată. Mai ales o văd undeva la ATI, mai ales o văd că este operată. Am făcut tot ceea ce se putea ca ea să fie salvată. Dar, știi, câteodată nu vreau să învinovățesc pe nimeni. Doar că în momentul, am dus-o la 2 spitale mari din București. Și la 2 medici la fel de mari, profesori. Renumiți. Da, renumiți. Prima operație nu a reușit. Și probabil de asta nu am putut să înțeleg de ce nu a reușit, știi? N-am înțeles care a fost problema cea mare, dar când am fost la un spital, la cel de-al doilea spital cu ea, când într-adevăr s-a descoperit faptul că are o metastază la ficat, la plămâni, medicul de acolo a spus, domnule, zice, nu a reușit prima operație. Din cauza faptului că nu a fost curățată cum trebuie locul unde a fost tumora. Și, de acolo și s-a răspândit în întregul organism. Da. Dă-ți seama ce... Și vreau să spun că în momentul când am vorbit cu domnul doctor și mi-a spus un om extraordinar, să dea Dumnezeu sănătate și lui și familiei sale. M-a luat la dânsul în birou și exact cum stau cu tine acum. Și mi-a spus domnul Stoica, zice, nu putem să mai facem nimic pentru bunică.
Și gândește că din momentul când am plecat de la dânsul din birou până la mașină afară din curtea spitalului, n-am știut cum am ajuns. Am fost acasă, ea era pe salon internată. Gândește că nu știam cum să mă duc, ce să-i spun. Știi că i-am întrebat ce-i vorbit cu domnul doctor. El a venit, tu ce-i spune? Te întreb pe tine ca om. Da? Ce-i spune bunicii tale sau mamei tale dacă te-ar întreba chestia asta? Știi cum a reacționat? Pentru că bunica mea a murit la fel și am primit același răspuns. Vă mai puteți bucura de ea 3 sau 4 da. Zile. Da. Și din același motiv, aceeași boală și tot la stadiu de metastază. Da. Asta a fost cea mai mare încercare pentru mine. Cea mai mare încercare a vieții mele. Am avut încercări peste care trec cu brio. N-am avut nicio problemă. Adică eu le iau ca pe încercări. Dar asta a fost momentul cheie din viața mea. Gândește că trebuia să mă duc să iau de la morgă. Înainte să mă duc să iau de la morgă, ea murind pe 11 august. Dar ai spus puțin mai devreme și dă-mi voie să fac o paranteză. Te rog. Când te-a întrebat ce ți-a zis medicul, tu ce ai spus? Da, scuză-mă că n-am. I-a spus bunica, o să fii bine. Ai simțit cominte o să fii atunci. Bine. Da, asta a fost ce am putut eu să-i spun. Știu că în momentul ăla știa cominte. Bunica Dar știa ți-a spus, Marius, eu nu o să mai fiu? Da, da. Eu am vorbit, când am venit acasă, bineînțeles, la 2 zile, am venit acasă. S-a întins în pat, tot cu dureri. Eu știam că o doare foarte tare, cu toate că nu vrea să recunoască lucrul ăsta și nici nu accepta ajutorul. A fost o femeie care nu accepta să fie ajutată. Deci știi că avea 83 de ani, dar dacă te uitai la ea, nu-i dai vârsta aia. Și conștientă. Și conștientă. Întotdeauna a fost conștientă. Dar a fost un om puternic din toate punctele de vedere. Și mental, și fizic. Și suflet. Și sufletește a fost la fel. Din ce cauză? Din cauza faptului că o vedeam că în fiecare zi ea avea un program al ei. La ora 5 dimineața se trezea, mergea la animale, iubea foarte mult animalele. Noi tot timpul în curte am avut vaci, cai, păsări de tot felul. De ce? Pentru că le iubea foarte mult. Și ca să vezi cât de mult le iubea, niciodată nu dădea apă la animale de la pompă. Noi aveam fântână în curte. Întotdeauna spunea că apa de la fântână e mult mai sănătoasă și ea nu dă apă de la pompă pentru că nu știe ce are acolo. Știi? Atâta era de miloasă. Niciodată. Și era un om puternic. Nu se lăsa influențat. Sau întotdeauna, cred că era singurul om pe care nu puteam să-l mint. Sau să-i ascund ceva. Când aveam câte o problemă, mă suna și îmi spunea, zice, ce ai pățit? Spune ce ai pățit. Da, telepatia pe care o aveai. Exact. Era o legătură, ți-am spus ca și la început, era o legătură între noi nefirească. Nu puteam să-mi explic, zic, băi, cum știe că... Într-adevăr, când mă suna la 50 minute, parcă știa. Marius, eu cred că anii din viață pe care i-a avut dânsa și de care s-au bucurat au fost, să zic, mai mulți și datorită existenței tale în viața dumneai. Da, Lavinia, într-adevăr, ai foarte mare dreptate. Și din ce cauză? Pentru că cântam în strana bisericii, mă, și o vedeam acolo. Ea stătea undeva mai la, să zic așa, la ușile bisericii, știi, în spate. Și o vedeam câtă bucurie are și câtă mândrie are în ea în momentul când mă auzea cântând. Și nu pot să spun câtă bucurie a fost, mai ales că ea și-a dorit foarte mult că eu să cânt. Foarte mult și-a dorit că eu să cânt. Mult, adică mult, cred că e prea puțin spus. Gândește că noi duminica stăteam, ne obliga. Era obligație la ora 1 să fim în față la Tezaur Folclorii, la televizor. Să fim acolo și trebuia să ascult pe maestru Leșe, pe maestru Alexandru Pugna. Ea era o iubitoare de folclor. Întotdeauna. Și de muzică în general. Îmi plăcea muzica bisericească. Mă chema de multe ori să-i cânt. Ce cântăm? Hai să stăm împreună să cântăm. Era o iubitoare. Și mă bucur că oarecum... Uite, dacă în momentul ăsta dumneavoastră s-ar fi uitat la televizor, spuneai că i-a plăcut folclorul și tu ești astăzi la folclorul sub lupă. Ce îi spune dacă era în fața micului ecran? Ea spune că o iubesc foarte mult și că regret că n-am petrecut mai mult timp împreună cu ea. Și că n-am putut să-i fiu mult mai aproape și că n-am putut de multe ori când îmi spunea că are așa că ea mă suna și îmi spunea, zice, hai, vino acasă, hai să stăm cu toții la masă. La noi era lege duminica să fim la masă. E de multe ori întârziam. Aveam slujbă, eram plecat în țară și probabil că i-aș cere iertare că n-am putut de atâtea ori de câte ori m-a chemat să fiu aproape de ea. N-am putut. Pentru că trăim într-o lume haotică, Lavinia într-o lume în care trebuie să mai și trăim, într-o lume care, nu știu, ne-am axat mult mai mult pe lucrurile care nu sunt
esențiale în viața noastră. Și asta din cauza faptului că căutăm să cât mai mult să strângem și în momentul când am strâns foarte mult, vedem că deja nu mai e viața cum trebuia să fie. Vedem că pierdem persoane dragi, vedem că pierdem timp și tot așa. Poate ceea ce nu știu cei de acasă este că ai vorbit atât de frumos de tată, de bunică, da, chiar și de mama, de cea care ți-a dat viață, deși poate legătura, da, nu a fost pe cât ți-ai fi dorit, dar Dumnezeu a compensat prin faptul că ai avut bunica alături. Ceea ce nu știu, după cum am spus, este că tu la rândul ți ești tată, tatăl, da, tău este bunic și bunica ta s-a și bucurat fost... cât a fost în viață să fie, exact, străbunică. Să fie străbunică. La 20 de ani ți-ai luat inima în piept și ai devenit un tată tânăr. Da. Ți-ai dorit acest copil și cum a fost? Măi, da. Prima dragoste? Da, nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, știi, dar ceva a fost. Nu... Nu mă înțelege greșit, pe fosta mea soție o respect foarte mult. Îi mulțumesc din tot sufletul meu pentru faptul că are grijă de Rareș, este lângă el, îi oferă o educație aleasă și să zic că îi mulțumesc că întotdeauna am înțeles bine. Să știi că e foarte important și uite, mă bucur cum privești lucrurile în urma divorțului, că imediat trecem, da, și la acest capitol, pentru că se spune că sunt lucruri care vin în viața noastră cu un scop. Poate tu ai avut menirea și scopul de a deveni tată, la fel, exact, cum și a mamă pentru acest îngeraș. Exact, exact. Gândește că eu am luat-o ca pe o binecuvântare. Cum am spus, mie îmi place să spun că tot ceea ce se întâmplă în viața mea, și bine și rău, vine de la Dumnezeu. Eu cred că la fel și căsătoria asta și, și copilul meu a fost o binecuvântare pentru mine. Deci nu te-ai gândit vreo clipă că ai fost imatur sau că poate n-ai gândit lucrurile mai mult? Nu, pot să spun că la 20 de ani ești imatur, din anumite puncte de vedere. Adică nu poți să spui că vei gândi la fel, nu poți să spui că la 20 de ani gândești ca la 30 sau ca la 40, în niciun caz. Doar că noi atunci eram niște copii când am căsătorit și... n-am știut să gestionăm lucrurile oarecum într-un mod care să fie bun pentru noi. Și am găsit de comun acord că cel mai bine pentru noi este să mergem fiecare pe drumul lui. Să rămânem prieteni, să ne înțelegem bine, decât să, nu știu, să stăm într-o căsnicie care nu cred că ne făcea bine nici la unul. Și nu v-ar fi adus fericire, exact, și copilul, exact, n-ar fi văzut, exact, stadiul acela de armonie. Exact. Uite, ție ți-a lipsit mama din viața ta. Tu, da, simți că îi lipsești copilului tău? Da. Da, foarte mult îi lipsesc. Și recunosc că nu am putut să fiu lângă el exact cum trebuie. Recunosc lucrul ăsta. Și asta pentru că nu ți-ai dorit să respectați acest program în urma custodiei comune pe care ați stabilit-o sau nu ți-a permis timpul să, nu, se întâmple asta? Cum ți-am spus, Lavinia, pentru mine timpul este foarte, foarte, foarte constrâns. N-am avut, recunosc, n-am avut nici timp. Uneori, să zic așa, simțeam o supărare pentru simplu fapt că noi ne-am despărțit. Căutam să cred că asta, lucrul ăsta s-a întâmplat din vina cuiva. Înțelegi? Încercai să găsești un vinovat, da, practic. Da, încercam să caut un vinovat. Și, dar singurul vinovat eram eu. Da, singurul vinovat am fost eu pentru că trebuia să fac mult mai mult pentru copilul ăsta, pentru Rareș, trebuia să fiu mai mult lângă el. Dar când ți-a venit totuși conștientizarea aceasta? Pentru că... Conștientizarea aceasta când mi-a venit, cred că în momentul când, tot la fel, tot legătură cu bunica are. La cât timp după divorț ai început, de fapt, să realizezi că poate nu ești suficient de prezent și că poate trebuie să faci mai mult? Realizam, dar mi-era frică. Realizam, dar mi-era frică de nu știam ce va spune el, cum va spune el, cum va reacționa el. Dar cu toate lucrurile astea, întotdeauna a fost un om, un copilaș, că nu este un om, dar este un copil. Da? Este un copilaș care m-a uimit să-l văd că are atracție față de mine, cu toate că eu n-am putut să fiu acolo lângă el. Când, dar te dorește în viața, da, lui. Da, foarte mult. Și vorbim, am vorbit de sărbători, vorbim aproape în fiecare săptămână de câteva ori. Dar îl văd că are dorința aia. Și într-adevăr, dorința este și de partea mea. Și relația cu mama lui, ai păstrat-o la fel de frumoasă? Vorbiți la telefon sau, da, îl suni pe cel mic să-l auzi la telefon? Ori îl sun pe ea, ori îl sun pe el, dar întotdeauna am păstrat o relație frumoasă. Am o respect, cum ți-am spus, o respect, îi mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru noi și mai ales că se ocupă de foarte mult și foarte bine de Rareș.
Asta e cel mai important. Și pentru asta sunt atunci să-i mulțumesc. Pentru că în felul acesta nu va fi nici copilul afectat și se va dezvolta frumos emoțional. Exact. Dar vezi, poate bunica face parte din generația aceea în care căsniciile sau familiile erau respectate și se făceau multe compromisuri. Că căsnicia la o adică o faci, dar este o loterie cum o întreții. Și aici aș fi vrut să te întreb, i-ai dat vestea că te vei însura, că vine pe lume strănepotul dumneaei, respectiv nepotul tatălui tău. Însă cum a privit partea aceea divorțului? A faptului că singurul ei nepot și pe care l-a divinizat, Marius, urma să iasă dintr-o căsnicie. Măi, ea sincer nici n-a fost, ea a fost șocată când i-a spus că mă căsătoresc. Deci a fost șocată că, dai seama, ea se aștepta să mai țină puțin momentul ăsta, să mai dureze puțin. O paranteză mai fac, dacă îmi permiți, căsnicia a venit în urma faptului că soția ta era însărcinată sau... Nu neapărat, dar, cum îi spune, nu erau ei pregătiți. Și într-adevăr, eu nu conștientizam la timpul ăla, pentru că întotdeauna mi-am dorit să am o familie, știi? Și din dorința să de a avea o familie, pot să spun că m-am grăbit. Eu întotdeauna am făcut lucrurile pe grabă. Și cei care mă cunosc știu că întotdeauna toate lucrurile pe care le-am făcut, le-am făcut pe grabă. Și eu un cântec, dacă îl fac, îl sun pe maestru Ion Dască, chiar îl salut cu această ocazie, la Chișinău, maestru, este gata, haideți mai repede. Marius, ai răbdare. E, nu, așa am fost mereu grăbit, știi? Și poate că am avut de pierdut, că am fost grăbit. Probabil dacă luam lucrurile pas cu pas și le lăsam ca ele să-și facă ciclul lor, poate că altfel erau lucrurile și în viața mea. Deci ești de părere că destinul te naști cu el, dar și-l mai face și omul, să înțeleg. Da, cu siguranță. Ți-am spus că suntem creatorii proprii noastre povești. Nu știu dacă este pertinentă afirmația mea, însă cu tărie cred că, între ghilimele, copiii care cresc cu lipsa unuia dintre părinți, își doresc să proiecteze molecula aceasta de familie cât mai devreme pentru a simți echilibru și poate teama de singurătate. Exact. E, asta a fost și la mine. Deci mi-am dorit foarte mult o familie, doar că, ți-am spus, acest moment a venit mult prea devreme, eu n-am știut cum să-l gestionez. 20 de ani, nu, ce pot să-mi cer la 20 de ani? La 20 de ani încă sunt băieți și fete, sunt tineri ca și noi, care își fac planuri de viitor, să-și facă, își construiesc o carieră. Eu n-am gândit așa, știi? M-am grăbit. Asta a fost. Mama copilului tău a fost marea ta dragoste sau au mai existat ulterior divorțului și alte povești de dragoste? Nu știu dacă pot să-i spun marea dragoste, dar cu siguranță nu puteam să nu fie ceva între noi, știi? Dar știi ulterior... că e o diferență între sentimentul acela de iubire și sentimentul de obișnuință? Da, într-adevăr și așa era, doar că nu putea interveni obișnuința, deoarece noi am fost, adică la noi prietenia a fost foarte scurtă, ca să înțelegi lucrul ăsta. Și nu pot să spun, adică nu vreau să mă înțeleagă greșit, nici ea și nici voi. Nu a fost marea dragoste, dar nu știu, cred că mai am de descoperit marea dragoste. Și ulterior divorțului, că te pregăteai cu zâmbetul pe buze să-mi spui? Da, ulterior divorțului nu cred că a existat o persoană care într-adevăr să mă acapareze simțurile și să zică, da, într-adevăr este marea dragoste. Nu. Dar cred că... Nici tu poate nu te-ai canalizat foarte mult pe asta. Măi, nu m-am canalizat din cauza faptului că am avut alte... Adică în momentul când am divorțat, am zis că tot ceea ce trebuie să fac eu este să fie și plăcut în fața lui Dumnezeu, să fac ceva bun și pentru mine. Bineînțeles, m-am canalizat pe partea cu biserica. Dar ai fost trădat în dragoste? Da. Toți suntem. Adică cred că nu este om care să nu fie trădat în dragoste. Dar eu le-am luat ca, nu știu, așa a fost să fie la momentul ăla. Nu vinovățesc pe nimeni. Ți-am spus, nu sunt în măsură să judec pe nimeni. Dar eu, cât am putut, eu am fost lângă persoana respectivă și fiind un om care vorbesc deschis despre mine, nu știu, consider că fac și anumite greșeli în faptul că mă deschid în fața oamenilor. Adică eu vin așa cu sufletul pe tavă. Prea sincer și prea deschis. Da, mă duc la ei, băi, hai să te ajut. În schimb, la mine... Nu au venit oamenii așa. Nu au venit oamenii, pentru că oamenii impun anumite bariere. Dar tu ai trădat sau ai rănit în dragoste? Da. M-ai rugat să fiu sincer, sunt sincer cu tine la vine. Îți mulțumesc și să știi că e foarte important răspunsul tău pentru mine și pentru cei de acasă, pentru că ești asumat. Însă, ești de părere că adevărul mai devreme sau mai târziu iese la iveală? Ți-am pus o întrebare grea acum, nu? Măi, hai să-ți mai spun ceva despre mine. Întotdeauna obișnuiam așa să...
nu știu dacă zic bine, să pun în orice, să pun ceva de la mine. Știi? Și unicitate. Exact. Uneori căutam, știi, uite, făceam greșeala înainte când vedeam pe unul că este mai bun decât mine, nu să încerc să fiu ca el. Nici să-i dau, Doamne ferește, nu fac lucrul ăsta, nici să încerc să vorbesc de cineva rău sau... Dar încercam să fiu și eu ca el, dar punând ceva de la mine, chiar dacă nu știam că nu sunt așa, știi? Și aici am greșit foarte mult. Pentru că au fost momente în viața mea când mă vedeam mai mult decât sunt. Nu e bine. Adică mândrie? Mândrie. Și mândria este un păcat foarte mare. E cel mai mare păcat. Da. Cel mai mare păcat. Dar... Dar oare nu crezi că aici te influența poate și anturajul sau persoanele cu care îți petreceai timp ca să ai plecarea aceea cu mândrie în suflet? Pentru că dincolo de asta ai spus că ai terminat teologia și da. Cu siguranță tu ești exemplu viu pentru alții. Corect, exact așa este. Dar ți-am spus de multe ori, căutăm, dacă nu putem să fim la un nivel, căutăm să încercăm să fim. Și nu este doar cazul meu. Cei care nu recunosc, se mint singuri. Că sunt mulți care fac chestia asta și nu o recunosc. Sau întotdeauna avem să ne dăm mai mult decât suntem. Recunosc. Poate eu nu am făcut-o la un nivel foarte mare, dar am făcut-o și eu. Ce ți-ai învățat băiatul să dobândească și să rețină ca să fie un om cu care tu să te mândrești ca tată? Să nu fie cum am fost eu. Și asta o să eu spun mereu, să nu fie cum am fost eu. Și dacă te va întreba, cum să nu fie tată ca tine? Deci la anumite capitole să nu fie cum am fost eu. Adică să fie... Să încerce oarecum să nu fie deschis cu oamenii foarte mult, adică gen să nu fie cum am fost. Eu m-am pierdut foarte mult pe tema asta. Foarte mult am pierdut și nu-mi pare rău. Te-ai gândit vreodată dacă singurătatea este o boală și te gândești să-ți refaci viața personală? Pentru mine, sincer să fiu, singurătatea este o mare problemă. Eu nu sufăr să fiu singur. Nu pot să fiu singur. Eu gândește că stau acasă când mai stau acasă și n-am nimic de făcut, caut să mă duc, vorbă la prieteni, să mă duc să fac ceva. Nu pot să stau singur. Este acum, după moartea bunicii tale, cine te mai așteaptă la masă? Cine îți pregătește prânzul, cina, micul dejun? Măi, mulțumesc Dumnezeu și dorința aceea de duminică de a sta la masă. Îi mulțumesc Dumnezeu că i-a dat atâta putere tatălui meu încât să ți-am spus să poată și mă rog lui Dumnezeu să poată să-l țină exact cum este acum. Pentru că ți-am spus, este și femeie și bărbat. El îl gătește singur, sincer. Întotdeauna cine vine în casa noastră, în curtea noastră, zice că suntem o groază, dar noi suntem decât doi. Deci curtea arată exemplar. Exemplar. Și nu că laud că este al meu și nu sunt subiectiv, dar vreau că să spun că așa este. La mâncare, nu știu dacă a făcut cursul de bucătar, cu siguranță n-a făcut, dar o moștenește pe bunica foarte mult. Și este un bucătar de săvârșit, orice mâncare face. Mai ales dulciuri. Se vede pe mine, adică nu e... De la vârsta de 14 ani ți-ai luat viața în piept și ai avut o sumedenie de responsabilități din punct de vedere profesional, de barman și de aici aș vrea să ne povestești tu, pentru că acest drum pe care l-ai urmat ți-a adus poate mici sacrificii, dar a venit și cu recompense. Da. Pentru că de aici trebuie tu să ne povestești cum ai ajuns să te apropii de credință și întâlnirea aceasta miraculoasă cu un alt preasfinția sa, Teodosie. Da, măi, până să ajung acolo, am muncit, pentru că trebuia să muncesc, n-aveam ce să fac. Gândește că ai mei n-au, adică ai mei mi-au oferit totul, sufletește, vis-a-vis de toată rânduiala asta familială. Dar financiar ai mei au fost și oameni modești. Familie modestă care, na, tata dintr-un salariu de profesor și bunica dintr-o pensie de, nici nu mai știu cât era, 500 de lei, ceva de genul, 600 de lei. Dar cu toate astea nu mi-a lipsit nimic. Înțelegi? Ei încercau să suplinească, adică, na, că orice copil îți dorești foarte multe chestii când ești mic. Ai văzut și tu, copiii tăi își doresc foarte multe chestii. Băi, bineînțeles, noi nu avem atât de multe precum sunt cele de astăzi, la jucării mă refer. Dar așa a fost generația noastră, așa știam generația să ne bucurăm noastră, de exact, tot cât ziua, aveam. Exact, toată ziua eram afară, toată ziua, mai ales iarna, când era, toată ziua eram prin zăpadă. Dar am încercat, când am plecat și la facultate și la liceu, să fac ceva peste. Adică să încerc oarecum să nu le mai cer lor atât de mult. Să încerc să-i ajut și pe ei, cum ar veni. Adică știam că au și ei nevoie acasă, cu cheltuielile, cum sunt la fiecare casă. Și am încercat să lucrez. Am lucrat și am fost până și bodyguard la o firmă din Constanța, lucram, mi-aduc aminte când am ajuns. Pentru că, sincer să fiu, când am ajuns în Constanța,
tatăl meu mi-a dat, nu mai țin minte, undeva 700 de lei, până în 200 de euro, țin minte, și eu trebuia să mă duc, n-am prins loc la cămin în facultate. Nu am prins pentru erau că... și puține, erau, da, pentru, erau locurile puține locuri, pentru locurile bugetate, da. Și eu am fost chiar primul sub linie, adică am fost primul de la buget. La admitere, să înțeleg. Nu, am fost primul de la cu taxă. Și nu știam, adică când am plecat de acasă, am plecat cu microbuzul, nu aveam cum să mă duc, m-am dus cu trenul și m-am oprit în gara în Constanța și stăteam pur și simplu pe bagaj și mă gândeam, zic, băi, încotro să o iau, ce să fac, știi, unde să mă duc să stau, că trebuia să stau, dacă nu stau la cămin, trebuia să stau undeva, știi, și acolo așa a rânduit Dumnezeu să fim tot colegii care am fost și în liceu. Bine, mă refer la colegii care la fel aveau o situație ca și a mea, pentru că în clasă am avut băieți de preoți, care, bineînțeles, aveau o altă situație mai mare decât a mea. Eu m-am nimerit cu colegii mei care erau la fel ca și mine. Dar nu știu, te-ai gândit că totuși erai un adolescent atunci. Nu te-ai gândit, oare eu de ce sunt așa și ceilalți așa? Nu priveai momentele alea cu disperare sau poate că n-ai fi găsit o rezolvare? Ba da, Lavinia, cum ți-am spus, mi-am dorit și foarte multe chestii, dar partea cealaltă eram conștient că atâta pot. Și pentru fiecare s-a găsit o rezolvare, da, la vremea aceea? Da, pentru fiecare Dumnezeu a rânduit ca dacă nu avem atunci, uite, ca și cu banii. Și ce ai făcut cu cei 700 de lei, stând în gară, pe valiză și încotro ai luat-o? Să-ți povestesc, am plecat la facultate, trebuia să fac, să merg să mă înscriu acolo, adică să-mi iau... Să-ți confirm locul. Să-mi confirm locul. Și am mers la secretariat și îmi spune, zice, păi da, dar zice, trebuie să plătiți și un sfert din taxă. Și spun, doamna secretar, zic, nu am, vă rog să mă credeți că nu am acum. Zice, bun, atunci uitați cum faceți. Mergeți la decan și vă semnează o cerere prin care vă amână plata taxei. Sfertului acela din taxă. Și plătiți când vă spune dânsul. Eu acum gândește că... Și iarăși un episod foarte... foarte comic, da, când ești tânăr, știi, cu tot felul de tricouri, cu pantaloni tăiați, cu părul făcut în, cum a spus și persoana respectivă, zice, păi de unde ai apărut, că de unde ești așa? Adică gândește că toți erau la coadă la decan cu aceeași situație ca și a mea, undeva la 200 de studenți. Și eu m-am dus să caut la Universitatea Ovidius, căutam decanatul de la teologie. Și la un moment dat am fost așa un la rând stăteau undeva 200, aproape 200 de persoane, știi? Toți îmbrăcați la costum. Și tu erai altfel din poveste. Și eu eram, deci eram, eram măcar între voi, știi? Adică eu eram un tricou cu un cap de morcă. Na, așa se purta atunci, eram și atunci, ce vreau să fac, știi? Și am dat să plec. Și plec acasă să mă schimb, să-mi iau și o cămașă pe mine, o sacou, să vin să-mi semneze decanul. Nu știam cine e decanul, atenție. Și dau să ies pe ușa facultății. Când, nu știu, facultății, îl văd pe un altul Teodosie care venea către facultate. Cred. Dar ce e cu tine aici? Dar tu de unde ești? Dar ce se întâmplă cu tine? Păi zic, sunt student. Unde? La teologie. Cum așa? Da. Păi mi-era o rușine, Doamne. Rușine n-am simțit în viața mea. Și practic ăla a fost începutul meu. Așa l-am cunoscut pe un altul Teodosie. Vezi, dacă nu te îmbrăcai așa, exact, poate nu te întâlneai cu domnia sa. Am găsit și o parte bună în lucrul ăsta, știi? Și i-am spus, zic, uitați că am nevoie să-mi semnați și mie, nu pot acum să... Dar zice, de unde ești? Zic, din Chiselet, Călăraș. Da, da, și unde stai? Fix, stau în chirie cu încă trei colegi. Bine, zice. Da, la ora actuală, nu știu, o vedeam așa ca pe o normalitate, să zic, ce se întâmpla. Și m-am dus, mi-a semnat și mergeam la catedrală. Și acolo, zice, eu pot să-ți ofer un post de cântăreț, de dascăl, cântăreț bisericesc, la catedrală. Și de ce te-ai ales pe tine? Nu știu, nu mă întreba. Nu, e nici în ziua de azi, dacă să-l întreb pe dânsul, nu poate să-mi spună. Nu vrea să-mi spună. Și eram coleg, cântam la strana catedralei cu încă un coleg din generația mea, cu Mihai Constantin, care și el acum este preot în Spania, la o parohie ortodoxă din Spania. Și cântam amândoi acolo. Și... una peste alta am început să aibă încredere în mine, să mă trimite în diferite locuri. Bineînțeles, și eu am încercat pe cât posibil să fiu alături de dânsul. Adică și să tratez relația, exact, cu seriozitate. Exact, cu seriozitate, cât am putut. Pentru că dânsul recunosc când spune mereu că zice, măi, zice, tu ești un om superficial. Toate chestiile. Pentru că eu am și o fire care la orice, adică nu percep, chiar și o supărare dacă am, eu zâmbesc, eu râd. Da,
orice. Nu contează. Chiar dacă ne-am supărat cu cineva acum sau se întâmplă ceva, eu zâmbesc. Zice, dar întotdeauna spunea că e superficial. Bun, zic, trecând peste astea. Am început. Cântam și în corala Teodox atunci. Am mers și în foarte multe turnee cu ei, cu Corala Armonia, bineînțeles. Corala Armonia, care, bineînțeles, știm, băieții sunt, este cel mai bun cor bărbătesc din lume. Am reușit să câștigăm. În Rusia am fost, la Sochi, la World Choir Games, unde, bineînțeles, am câștigat medalele de aur. Nu puteam să venim altfel acasă. Eram obligați. Așa, și a fost o etapă din viața mea unde am avut foarte multe de învățat. Practic, acolo am aprofundat muzica. Notația, cum să cânt, cum să respir, toate lucrurile astea esențiale, știi? Oare crezi că a venit dumnealui în viața ta ca un mesager al lui Dumnezeu, da, și de acolo s-au legat etapele următoare? Da, pentru că, cum ți-am și spus, pentru mine este un al doilea tat. Și nu numai pentru mine, să știi, Lavinia, pentru toți oamenii care au venit la dânsul. Nu este un om, este un om deranjabil, îmi place mie să spun, pentru că dânsul întotdeauna, oricine îl sună, la orice oră, răspunde. Este un om cum mi-a fost rar să văd, să întâlnesc, și nu cred că am mai întâlnit. Pentru că, afară de cum îl văd ceilalți îl cunosc de la televizor, dar eu și mulți alții ca mine îl cunoaștem exact cum ne-a ajutat. Și nu numai pe mine, nu sunt subiectiv, mă repet chestia asta. Dar este omul care într-adevăr ajută. Și numai eu știu câte cazuri umanitare și câte cazuri, dar vezi tu, lucrurile astea la televizor nu se spun. Pentru că nu atrag. Dar eu știu că așa cum am fost eu un caz care m-a ajutat și recunosc că fără omul Petrescu Teodosie sau arhiepiscopul Teodosie, nu eram ceea ce sunt în ziua de astăzi. Nu puteam să fac atâtea chestii. Nu puteam, și pentru asta îi mulțumesc și îi sunt dator. Adică tot ceea ce am eu și ce sunt în ziua de astăzi... Totul a plecat și de la ținută. Te-a îndrumat, da, să schimbi ținuta nepotrivită, da, pentru nu, că înscrierea. Și acum, să știi că și acum mă mai ceartă că... Nu pot să îmbrac mereu numai la... numai în referendă sau când mai am timp liber, mă mai îmbrac și în pluș. Civil. Da, sunt civil, știi? Și mă ceartă. Dar ce cu ținuta asta? Nu-mi place. Nu, și într-adevăr așa e. Dar, vezi tu, încă sunt în tineri și recunosc că nici la vârsta asta, 31 de ani acum, nu pot să le învăț pe toate, nu le putem ști pe toate. Dar dânsul din bunăvoință, și știu că am și greșit de multe ori, dar niciodată nu pot să zic că m-a certat. A fost un mentor pentru tine. Da, mai mult decât un mentor. Deci de la dânsul am învățat orice. Și să știi că întotdeauna când îmi spunea ceva, așa era. Întotdeauna când venea și mai cunoștea un coleg de-al meu sau un prieten de-al meu, avea dreptate în ce spunea. Dar referitor la dorința aceasta ta de a, e mult spus, cocheta, de a-ți urma și acest drum pe care bunica te-a rugat să-l faci, dacă vrei, de a deveni artist și cântăresc de muzică populară, ce da, părere ai avut? Dânsul este un iubitor de muzică. Dânsul este un iubitor de muzică populară, în special. Bineînțeles, având și o, legând și o prietenie foarte, foarte mare cu artiste consacrate deja muzică populară. De aici a venit și dragostea asta. Bine, dânsul iubește orice fel de muzică. Gândește că a ținut morții să merg să studiez masterul cantoclasic la conservator. Nu pot să zic că eu sunt un iubitor de muzică clasică. Aș minți să spun chestia asta. Dar mi-a plăcut. Și cântam și am mers și am studiat masteratul la cantoclasic. Și la clasa doamnei Cristina Șoreanu, care îi mulțumesc pe această care, că a avut acolo un aport asupra mea, dar m-a susținut și mereu a fost, și acum când vorbesc cu dânsul, chiar m-a întrebat că vin la emisiunea voastră și zice, ce vezi, ai grijă acolo, cum te compuzi, întotdeauna îmi dă un sfat bun. Este sfatul acela care îmi lipsește, știi? Adică mereu este genul de om care te susține, în tot ce vrei te susține. În cazul în care dânsul conștientizează că nu este bine pentru tine, spune, dar te lasă să faci lucrurile. Adică nu te obligă să faci ceva ce nu vrei tu. Mi-aș dori la o întâlnire viitoare să vii în compania dumnealui. Cum să nu? Cu mare drag. Știu că el a mai fost domnul Cosmin Alexandru Uman, îl cunoaște pe înaltul Teodosie și știe într-adevăr ce om este. Și în afară de asta vreau să spun că dânsul la fel pentru biserică a fost un om care s-a jertfit. Și mai ales în timpul acesta în care vedem toată lumea are ceva cu biserica, știi? Toată lumea are ceva cu biserica. Acum vrei, nu vrei, dăm în biserică. Dânsul a fost singurul stâlp care a stat în picioare acolo. Indiferent, așa cum a știut. Dar pentru mine este un sfânt în viață.
pentru, și observi lucrurile astea, și cum se roagă, și cât de mult petrece în biserică și în biserică, cu timp și fără timp. E acolo mereu, știi? Oricine a venit. Așa, nu știu, cred că așa vede dânsul să facă ceva pentru oameni. Și într-adevăr, face foarte mult pentru oameni și pentru comunitate și pentru biserică. Doar că uneori stau și mă întreb de unde mai are atâta energie, știi? Un om care doarme 2 ore pe noapte, la 66 de ani. Mulți ani înainte, Iberia. Să-i dea Dumnezeu cât mai mulți. Gândește de unde poate lua ta energie. Un om care tot timpul când îl văd se roagă. Și un om care poate cu durere în suflet vede și partea aceasta a oamenilor care nu întotdeauna privesc biserica cu optimism și apropiere de Dumnezeu. Da, pentru că așa, nu știu, eu nu vreau să zic ceva rău, dar cred că ca și oameni ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Ceea ce noi nu conștientizăm este faptul că Dumnezeu este totul și Dumnezeu este pretutindeni. Doar că vezi, uite, m-a întrebat cineva, zice, părinte, dar de ce nu mă oprește Dumnezeu să nu fac treaba aia? Da, Dumnezeu mi-a lăsat liberul arbitru. Suntem mici creatori, am zis la începutul emisiunii. Exact, ceea ce facem noi va avea o răsplată. Dar chiar Dumnezeu spune că omul l-a pus în fața ta de vorba. Nici pe cei care l-au batjocorit pe Iisus nu le-a pus oprire. Exact, întotdeauna. Niciodată. Dar Dumnezeu nu poate să pună mâna fizic pe Dumnezeu, nu face lucrul ăla. De-aia avem liberul arbitru. Noi suntem creatorii proprii noastre povești, cum ți-am spus. Asta e cel mai mare lucru. Și dânsul, mă uit că întotdeauna caută să atragă oamenii către biserică. Și am fost martor la simplu fapt că văd că mulți tineri vin către dânsul și vorbește și îl caută de peste tot. E, asta este o dovadă că dânsul face ceea ce trebuie pentru biserică. Face și nu pot să nu văd lucrurile astea. Ți-am spus, nu sunt subiectiv, nu că se pune problema că îl cunosc, dar... E meritul dânsului pentru că a purtat o amprentă atât de mare exact, în viața ta. Exact. Deci tot ceea ce a făcut pentru mine sunt dator să-i mulțumesc și oriunde îl port în gând și în suflet și știu că întotdeauna se află în capul listei în pomenicul meu pentru care mă rog în fiecare seară. Și întotdeauna... Nu pot să spun că mă respect pravila cum trebuie și mă rog în fiecare seară, dar întotdeauna nu lipsește să nu fac rugăciunea de seară. Dar dânsul e acolo pomenit. El, bunica mea și tatăl meu. Înțelegi? Pentru că a fost lângă mine și la moartea bunicii mele, m-a susținut și cu și moral și financiar și în tot felul. Dar a fost lângă mine cel puțin în ultimii 14 ani la fiecare etapă grea din viața mea. Nu pot să... Adică încercările din viața ta te-au făcut să devii mai puternic? Da. Și crezi că, în general, de ele au parte doar oamenii buni sau care au credință în Dumnezeu? Eu cred că oamenii care sunt aproape de Dumnezeu au mereu ispite. Serios. Întotdeauna, oamenii care sunt aproape de biserică și de Dumnezeu au mereu ispite. Și... Pentru că unde e suferința, acolo e Dumnezeu, nu? Exact. Așa se spune. Întotdeauna. Întotdeauna. Eu ți-am spus, în viața mea am simțit prezența lui Dumnezeu fără doar și poate. Cu timp și fără timp și întotdeauna, nu știu dacă ai vreodată simțământul ăsta cum că ai pe cineva lângă tine, că băi, simt că, nu știu, e o prezență lângă mine, știi? Pe marginea prăpastiei ți-a întins o sfoară să te salveze. Și ți-am spus, Dumnezeu mi-a scos în cale întotdeauna oameni care au fost lângă mine, pe care i-am simțit aproape de mine și care m-au susținut, cum ți-am spus, și moral și financiar de multe ori. Gândește că s-au întâmplat până acum momente în care n-aveam unde un buzunar. Dar Dumnezeu mi-a scos ceva în cale acolo. Ce-ți mai dorești de la viață, Marius? Ce-mi doresc de la viață? Sănătate multă. Atât. Și asta le doresc și celor care se uită la noi și ție, bineînțeles, și la toți. Mulțumesc. Pentru că dacă vom avea sănătate, putem să le facem pe toate. Dar fără sănătate nu putem să facem nimic. Și fără Dumnezeu, bineînțeles. Când ai plâns ultima dată și de ce? Mai ultima dată... Tot ceea ce... Toate întristările mele au legătură cu moartea bunicii. Deci absolut tot. Pentru că mereu când mi se întâmplă ceva, mi-aduc aminte că... îmi amintesc de ea. De ce? Pentru că întotdeauna îmi spunea că stai liniștit, la toate există o rezolvare. Pentru toate există Dumnezeu. Și toate astea le făcea din iubire. Dar nu dintr-o iubire omenească, o iubire dumnezeiască. Pentru că atunci când îl iubim pe Dumnezeu și avem iubirea asta față de Dumnezeu, nu putem să fim decât așa. Să fim echilibrați, să dăm un sfat bun, să fim lângă oameni. Nu putem vedea răul. Bineînțeles că
ca să ajungem la o anumită, la un anumit nivel sufletesc, duhovnicesc, trebuie să trecem și prin rău. Să învățăm și ce e rău și ce e binele, pentru ca să putem face o diferență între ele. Este părerea mea. Nu știu dacă ceilalți o împărtășesc sau cei care ne privesc o împărtășesc. Dar ca să poți să faci și bine, să faci binele, trebuie să treci și prin rău. Ce crezi că ar trebui să mai schimb ca, la tine ca și om? La mine ca și om? Cred că... nu știu, răbdarea. Cred că am reușit să... Nu sunt un om răbdător. Păi da, dar se spune și că răbdarea e virtute. E virtute, corect. Nu sunt un om răbdător. Adică am răbdare, dar până nu dau un punct. Când stau, aștept și cum ți-am dat un exemplu cu cântecele. Am răbdare, aștept, după aceea încep să dau telefoane. Și culmea este că ceea ce urăsc eu cel mai mult e să-mi sun telefonul în continuu. Și eu fac lucrurile astea, dar nu le conștientizez. Pe moment. Dar după aceea stau și îmi dau seama. Ai timp de meditație și încep să-ți asumi. Și le pun așa la cap, cap la cap și mă gândesc la ele. Zic, băi, zic, tocmai ce nu trebuia să fac, aia am făcut. Înțelegi? Aia am făcut. Doar că învățăm din astea. După părerea ta, crezi că dacă mama ta ar fi ocupat locul de mamă cu adevărat în viața ta, ar fi fost altfel cursul vieții tale? Probabil că da. Și spun asta, mi-o asum că nu spun, probabil că nu era la fel de bine ca și cum a fost cu bunica. Nu îmi dădea cu siguranță. Gândește, bunica a avut 4 clase la Vinia și dacă toate astea a avut o experiență de viață. Să înțeleg că ai dobândit mai multe lucruri frumoase, da. Că ai fost crescut de dânsa, de bunica ta, decât de mama. Cu siguranță. Cu siguranță. Adică eu n-aș putea, la ora actuală, dacă aș vrea să înlocuiesc pe bunica, nu pot. Și nici nu doresc să înlocuiesc. Nu pot. Ea se află cu mine. O simt lângă mine. E în rugăciunile mele, în gândul meu. În tot ceea ce fac, știu că întotdeauna mă gândesc și la ea. Deci că merg de 2 zile, la 2 zile merg să ia pentru rămânare acolo. Da, merg. Merg și întotdeauna când fac o faptă bună, o știu decât eu cu ea și Dumnezeu. Faptele bune așa să fac. Și întotdeauna îmi place să ajut. Din cât am eu. Niciodată nu m-am gândit. Dacă am avut o sânărie în buzunar, știi că, uite, nu înțelegeam treaba asta cu faptele bune. Că eu ziceam că făcând fapte bune, lăsând totul, adică lăsându-mă pe mine, fac o faptă bună pentru ceilalți. Nu. Și Dumnezeu spune că iubiți-vă aproapele ca pe voi înșivă. Sau iubește-ți aproapele ca pe tine însuși. Dacă... Și mi-a dat cineva un exemplu foarte frumos. Adică nu-ți prețuiești viața cum da, exact. Bine. Deci, băi, tu dacă ai 100 de lei, ce faci cu ei? Păi zic, chiar așa m-a întrebat. Zic, băi, îi dau respectivului. Foarte rău. Zice, asta e mândrie. Deci nu e faptă bună, e mândrie. De ce? Pentru că dacă ar fi o faptă bună, te-ai gândit și la tine. Adică, da, am 100 de lei, la vine poftim să iei 50, mie 50. Ei împărți. Ei împărți. Dar în momentul când tu îi dai pe toți persoanele respective, este o chestie de mândrie. Bine, și aici ai dat un exemplu cu partea financiară, că poți să ai o vorba de un aliment sau corect, eu am dat, nu știu, că uite, trăim vremurile astea în care lumea vine, că băi, dăm și mie niște bani împrumut sau... Trăim lucrurile astea. Dar poate tu dai sau poate persoana respectivă ți-a dat toți banii pe care i-a avut el. Nu e bine, aia este o mândrie. Că nu cunoștu că este mândrie la el, dar el în sufletul lui știe că e mândrie. Ce, băi, ce am făcut eu pentru asta? L-am ajutat. Nu, cel mai bine este, și mulțumesc doamnei Daniela că m-a ajutat să înțeleg lucrul ăsta. Cum se face o faptă bună? O faptă bună nu o faci lăsându-te pe tine la o parte și lăsând tot de la tine, dar să-i fie celălalt bine. Într-adevăr, trebuie să-i faci bine, dar în același timp trebuie să fie un echilibru în binele ăsta. Adică să fii și tu bine, dar să fie și el bine. Tocmai asta am înțeles târziu această frumoasă vorbă pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o. Iubiți-vă aproapele ca pe voi înșivă. Da. Nepoții și Dumnezeu, dragi telespectatori, ne compensează faptul că îmbătrânim. A fost o lecție de viață pe care am învățat-o de la Marius Cătălin Stoica și totodată reamintesc faptul că există cu adevărat dragostea nepotului față de bunică și a bunicii față de nepot, la fel cum am făcut și introducerea acestei emisiuni și cu siguranță pentru el rămâne bunica cu păruri de argint și cu aur în inimă. Știi, poetul Nicolae Labiș spune o sfântă din icoană. Pentru mine așa e, pentru mine bunica este o sfântă din icoană. Și întotdeauna o să fie sacră pentru mine. Înțelegi? Pentru mine bunica a fost și este sacră. Acolo unde este ea. M-a crescut cum a știut ea mai bine, mi-a oferit tot ce a vrut ea, tot ce a avut ea mai bun și pentru asta nu pot decât să-i mulțumesc și știu că
rugăciunile mele se află acolo și oarecum știu că nu oarecum, știu cu siguranță că e mulțumită de mine la ora actuală, indiferent cum ar fi. Mulțumesc pentru prezența ta în emisiune, Marius. Le mulțumesc telespectatorilor și până data viitoare, dragii mei, păstrați-vă bunicii în suflet dacă nu-i mai aveți în viață. Pe curând!